Bună ziua! Bine ați venit la mine în bucătărie. Astăzi am făcut un desert pentru copii din biscuiți pe care i-am măcinat în robotul de bucătărie. Apoi am pus acești biscuiți într-un castronel și am turnat peste ei un sfert dintr-un pachet de unt topit. Am adăugat 3 linguri de zahăr și 2 linguri de cacao. Am amestecat totul și am pus la frigider. După un sfert de oră, am scos acest amestec și l-am pus în aceste forme pentru bomboane. După aceea, am decorat totul cu nucă de cocos și banane. Am uitat să vă spun că înainte să pun acest amestec cu biscuit, cacao, unt și zahăr, am pus câte o felie de banană în fundul acestei forme de bomboane. Sper să vă placă această rețetă și să o folosiți și dumneavoastră când aveți invitați copii, petreceri onomastice pentru copii sau diverse festivități. Sigur că ele sunt ușor de făcut și bineînțeles că le puteți folosi și ca desert alături de cafea sau de un suc când vă vin la dumneavoastră niște musafiri. Acestea fiind spuse, eu vă recomand să îl încercați dumneavoastră acest desert. E foarte gustos. După ce am realizat acest desert, l-am pus la frigider pentru aproape 2 ore. Și acum o să degustăm. Vă mulțumesc că v-ați uitat la noi și acum vă spun la revedere și ne vedem în video următor.